Am auzit mai devreme pe primul ministru care a vorbit cu cei care protestează pentru deschiderea minelor. Haideți să-i auzim și pe protestatar, domnul Remus Cernea, bună seara. Bună seara. L-ați auzit mai devreme pe primul ministru? Da. Mergeți la un dialog, vă întâlniți, găsiți o formulă de dialog în condițiile în care și-a exprimat această, nu doar disponibilitate, ci un fel de invitație, mi s-a părut. Bun, sigur, într-o democrație dialogul este absolut necesar și el trebuie purtat. În același timp, această bătălie privind Roșia Montană este una deja veche, datează de aproape 15 ani. Cred că s-au afirmat argumentele pro și contra într-o mare măsură și în dezbaterile publice și prin intermediul presei, prin articole, prin studii. Așadar, opiniile sunt destul de puternic conturate. Însă, cum bine știți, eu sunt de partea celor care se opun acestui proiect din numeroase motive. Am declarat, dincolo de orice fel de discuție privind partizanatele politice, am declarat încă din 18 august că acest proiect trimis de către guvern este neconstituțional. La acea dată proiectul circula pe presă, încă nu era un document oficial, ulterior s-a confirmat că este oficial. Așadar, acest proiect are vicii profunde care privesc valori esențiale, cum ar fi statul de drept, dreptul la proprietate. Sunt foarte multe legi care ar trebui să fie suspendate pur și simplu pe zona Roșia Montană pentru ca acest proiect industrial să fie demarat. De asemenea, eu susțin un tip de economie sustenabilă, iar dacă vorbim, iată, de autostrăzi, da, trebuie să facem și autostrăzi cu pasarele pentru a trece animalele, pentru că o autostradă rupe un ecosistem domnul, în două. Domnul Cernea, rugămintea mea este că, dacă puteți răspunde la întrebarea de mai devreme, participați sigur la acest dialog, sunteți interesat de el, am auzit mai devreme o invitație și pare a putea să fie începutul unui dialog. Sunteți de acord cu el sau nu? Da, am spus că dialogul este absolut necesar. Eu întotdeauna m-am manifestat în sensul de a purta dialog pe absolut orice temă. Avem nevoie de dezbateri. Acest lucru ne ajută să ajută societatea să se maturizeze. Avem nevoie însă de dezbateri centrate în primul rând pe argumente, mai puțin pe atacuri la persoană. Sunt perfect de acord cu ceea ce perfect spuneți. Perfect. Poate le spuneți și celor din piață. Bun, și oamenii din piață sunt de foarte multe feluri. Este de înțeles și nervozitatea lor, pentru că, după părerea mea, ceea ce încearcă guvernul este un abuz prin acel proiect de lege. Proteste față de guverne sunt în toate țările și întotdeauna ele îmbracă și... Stați puțin, nu despre guvern era vorba aici. Bun, eu mă refer la critica străzii față de atitudinea guvernului. Nu, și dacă vor să fie vedete, că văd că vor să fie vedete, că asta este de fapt principala lor revendicare în afară de cea ecologistă, dacă tot vor să fie vedete, poate lasă mai ușor așa, ușor de tot pasta cu înjuratul presei în general și, mă rog, a noastră în special, că acum... Bun, pic mai subțire așa cu pianul păscări, că nu e cazul. Adică se pare că sunt doar manipulatori unii dintre ei și mincinoși. Și atunci compromit și proiectul și protestul pe bază de ecosistem, când se dovedesc a fi și mincinoși și ticăloși și manipulatori. Și nu o să fie nici vedete. Cred că prin prestația mea publică am demonstrat faptic că sunt adeptul unui dialog civilizat. Da, așa e. Cât mai orientat spre argumente, mai puțin spre... Da, aia cu presa are lesă, aia cu bannerul ăla uriaș la care mă uit eu și pe care îl susțin foarte mulți oameni, aia e de un porc inimaginabil, acum vă spun așa, ecologist, în limbaj de ecologist, aia e de un porc gras, slinos, așa, puturos. Da, am vedeți, cred că trebuie să căutăm nuanțele și, într-adevăr, afirmațiile... Porcul nu are nuanțe. ...care aruncă o suspiciune asupra unui întreg grup de oameni sunt hazardate, sunt perfect de acord. Perfect. În același timp, oamenii acum, iată, sunt o voce și afirmă niște idei, oamenii acolo sunt foarte diferiți, sunt tot felul de bannere, unele nu sunt deloc de acord, precum cu acela jos capitalismul, sau sunt tot felul de lucruri de genul ăsta exagerate, dar
protestul are un fond cât se poate de serios. Foarte mulți oameni de acolo sunt oameni cu o bună cunoaștere a discuțiilor de principiu și a valorilor. Așadar, cred că o mare majoritate a cetățenilor de acolo știu foarte bine de ce sunt și sunt din rațiuni de conștiință în stradă. E foarte bine, pe conștiință mizăm și noi aici și o să vă pun o întrebare pe care i-am adresat-o și primului ministru în exercițiu. Vă rog. Și anume, dacă, pentru că eu acum tocmai am spus că dacă ar depinde de mine m-aș pronunța să nu se întâmple proiectul Roșia Montană cu trei amendamente, vi le repet și dumneavoastră. Unu, să ecologizăm zona care în acest moment este un dezastru din acest punct de vedere de mediu, că suntem ecologii și vrem, nu? Doi, să salvăm galeriile romane care pot fi, înțeleg, din ăsta, monument UNESCO sau cum se numește, deci o treabă foarte serioasă și trebuie investiți mulți bani acolo. Și ce, și cel mai important, să găsim pe bune un proiect economic adevărat, astfel încât oamenii ăia de la Roșia Montană, care sunt și ei cetățeni cu exact aceleași drepturi cu ale mele și ale dumneavoastră, să poată supraviețui și să nu se tăvălească în chinuri de foame. Ca atare vă întreb, pentru că oamenii din piață sunt niște oameni civilizați, au și iPhone, au și tablete, au și bicle, au de toate, au și peturi, scriu și pe bannere că presa are lesă, mă și înjură pe mine pe net și fac tot felul de filmulețe, deci cu mult montaj și cu mult ticăloșie. În sfârșit, deci au posibilități. Ideea este, îi puteți întreba dumneavoastră, vă rog, dacă s-ar combina la o strângere publică de fonduri, astfel încât să salvăm natura, care în acest moment nu permite turismul la Roșia Montană, că este foarte multă poluare acolo. B, galeriile romane și C, viața oamenilor de la Roșia Montană, asta ca să fim ecologiști până la capăt. Eu sunt convins că dacă ne folosim inteligența și dacă într-adevăr căutăm soluții, nu se poate să nu găsim soluții. Perfect. Așadar, păi da, dar am înțeles, guvernarea... domnul Badea, am înțeles de la dumneavoastră că nu inteligența trebuie să o caute, domnul Cernea, ci niște bănuți în buzunar. Păi nu, dar oamenii care sunt, pe care nu, să-i scoată oamenii de acolo din sunt și inteligenți și pare că sunt, au și o bună stare. Iertați-mă, există alternative și locuri de muncă. De locuri de muncă este nevoie peste tot în România. Dar simplul fapt că e nevoie de locuri de muncă nu înseamnă că putem face absolut orice, că putem să ne sacrificăm valorile sau mediul doar pentru scopul, doar pentru a pune acest deziderat de a crea locuri de muncă deasupra orice. Păi nu! Dar eu ziceam tocmai invers. Să ne sacrificăm niște bani ca să salvăm natura, istoria și oamenii. Adică exact pe celălalt traseu mergeam. Sunt perfect de acord. Perfect. Că trebuie să găsim soluții și nu pot să cred, există țări pe lumea asta care n-au pic de resurse și care totuși au economii performante. Cum au reușit asta? Prin utilizarea inteligenței, prin crearea unei condițiilor pentru o economie bazată pe inovație. Așadar, nu pot să cred că nu există soluții. La Roșia Montană se poate face și astăzi turism. E o zonă de orară frumusețe. Domnule Badea, dacă veți veni odată, dacă se va întâmpla să mergeți, veți vedea că este o zonă absolut superbă. Bun, lacurile alea le-ați văzut? Urme ale exploatărilor miniere din perioada comunistă, dar sunt o zonă limitată totuși. Aia, în zona limitată. O salvăm sau o zguduim? Că asta vă întreb. De aceea, repet, nu pot să accept ideea că nu se pot găsi soluții. Păi nici eu nu pot să accept. Aceasta... Eu m-am gândit că ecologizarea se poate face, că s-a inventat ecologizarea. Adică e vorba despre proiectul... două lacuri, despre niște ape. Am înțeles, Adică nu e bine să avem foarte pe scurt, vă rog, foarte pe scurt. Să avem. Foarte pe scurt. Proiectul de la Roșia Montană, proiectul acesta cu cianuri, cu siguranță va lăsa o zonă calamitată, cu siguranță va lăsa o zonă în care nu se va mai putea face nici turism, nici minerit niciodată. Și nici patrimoniul UNESCO nu va mai avea. Mulțumesc foarte mult!